Suntem foarte bucuroși pentru cele 3 puncte. Nu știu, nu se supăra nimeni dacă se termina 6-5, 7-5, 6-5. A fost un meci deschis, o echipă foarte bună și de la Sepsi, dar suntem bucuroși că am luat cele 3 puncte. Explică-ne golurile astea pe care le-ai marcat azi. Primul, scăriță, al doilea, scos cumva dintr-o pălărie, dintr-un jopen. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine, vă dați seama. Am o perioadă în care intru foarte calm teren, văd de treaba mea, las totul ce este în afara terenului și în această cauză sunt și, pot să spun, mă simt liber în teren și îmi ies și aceste execuții. Totuși, ai avut și o fază 1-1 cu portarul, ai spus că era prea simplu acolo sau ce s-a întâmplat? Nu, am spus că era prea simplu. Am vrut să driblez portarul, am crezut că stă pe picioare, am vrut să driblez portarul, dar a stat foarte bine pe picioare. Cum e până la urmă cu statistica asta? Contează? Pentru că ei au avut undeva la 23-6, dacă nu greșesc eu, statistica șuturilor la poartă, 6-3 pe poartă, posesie mai bună și iată voi reușiți să câștigați. Da, a fost un meci deschis, au stat foarte bine om la om, fiecare avea omul lui, dar important este că am băgat 2 goluri, am câștigat, am luat cele 3 puncte, asta este cel mai important. Veneam după un meci contra celui de la Petrolul în care n-am avut șut pe poartă și vă dați seama, era important în această seară să marcăm. Am avut multe ocazii de a marca, dar suntem bucuroși și vă mai spun o dată că am luat cele 3 puncte. Locul întâi în acest moment pentru voi, vă place acolo? Da, seama, da, este departe. Campionatul de abia a început. Este departe, vă dați seama, trebuie să acumulăm cât mai multe puncte în această parte de campionat și să luăm fiecare meci în parte, să dăm 100%. Am văzut un moment emoționant la finalul partidei. Nicușor Bancu a plecat în lacrimi spre vestiare. Nu am avut posibilitatea în etapa trecută să-i transmitem condoleanțe pentru că au fost interviurile foarte rapide. Spune-ne... Da, este un moment greu, a fost un moment greu pentru noi. De asta vreau să revin puțin, că s-a spus că Mitriță, am auzit câți analiști care au spus că oameni de fotbal care au spus că vai, a zis Mitriță că după 3 meciuri suntem obosiți. Nu, am spus că după 3 meciuri suntem obosiți mental. Veneam după o perioadă grea, am pierdut în Conference League, am ieșit din Conference League. După aceea a venit această nenorocire, pot să spun, și din această cauză am spus că avem nevoie de o zi, două libere, să ne revenim mental. Pentru că nu trecem într-o perioadă foarte bună, Bancul nu trece într-o perioadă foarte bună, suntem alături de el. Și vă dați seama, sperăm să-i facem cât mai multe bucurii pe teren, să treacă și el peste această nenorocire. 4 goluri pentru tine în acest sezon. Cum simți că va fi pentru tine? Anul trecut ai produs atât de multe reușite pentru Craiova. Anul acesta obiectiv să le depășești, evident, dacă nu vine vreo ofertă. Nu, obiectivul meu este la fiecare meci să intru pe teren, să dau totul. Acesta este obiectivul meu. Cu reușitele mele, cu siguranță, cum a fost și în această seară, câștigă echipa și asta este cel mai important. N-am să trec peste, pentru că am văzut că ai făcut niște semne după primul gol și după a doua reușită. Cui și de ce ai făcut aceasta? Da, sunt pentru familia mea. Pe mâna dreaptă am ceva de la biserică și mereu pup, pe mâna stângă am verigheta. Sunt goluri marcate pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru familia mea și acest lucru îmi dă putere pe lângă credință să fiu bine pe teren. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu!